Măi, nu știu cum să zic, câteodată și greșelile astea sau parcursul ăsta cu năbădăi și ăsta te face să fii mai matură. Pentru că înveți din greșeli. Da, și asta. Adică și asta te-a făcut să gândești un pic diferit, 100%. Probabil eram mult mai fericită. Eram. Asta cu fericirea, nu știu, nu-ți garantează nimeni, dar cu siguranță relația asta cu urcâșuri, căvărâșuri, cu tot felul, el cu altele, tu cu ce ai avut aici în casă, știi, adică toate astea până la urmă te-au făcut da, să dacă alegeam fii mai matură. Un alt băiat, da. Probabil era mai matură, știi, și gestionam altfel lucrurile, dar tot așa, prin ce am trecut... Știu mai mult ce te par de bărbat vreau pe viitor. Știu de ce să mă oferesc, gen. Și știu ce mai bine e pentru mine. De asta îmi pare rău că am făcut ea simțit. Păi, vreau cauza asta. Dacă mă interfează. Ai avut învățat. Te-au făcut să... evoluezi, spune și asta, toate experiențele nasoale te fac într-un fel. La un moment dat te învață pentru că tu ești la pământ, pentru că s-au întâmplat multe, da? Dar tu înveți singură cumva să te ridici fără să te ajute Radu, fără să te ajut eu să te țin de mână sau oricine altcineva. Tu tot singură înveți cumva să te descurci și să trăiești cu asta. Ce de ciudă! Dar nu mai e ce să faci, adică trecutul n-ai cum să schimbi și atunci măcar înveți din toate astea, din experiențe. Înțelegi? Dar de ce plânge iară, Kinga? Ce a pățit? Nu știu, fata asta plânge de vreo săptămână, două. Nu. Nu plânge atât de des, dar plânge iară că cred că iar din cauza lui Radu. Că ieri era supărat cu tine, zic eu. Dar i-am dat dreptate pentru că tu te-ai victimizat prea mult. Și plus că ea poate să voteze pe cine vrea. Adică chestia asta cu votul deja dă-l încolo. Hai că nu mai vota pe mine, te votez pe tine. Mi se pare normal că ea să voteze pe Sorinca lider? Da, pentru că nu are nimic cu tine. Dacă nu are, nu da, dar are ție se pare Dumnezeu. Ok. Atunci, de ce declari? Asta mă deranjează. De ce declari niște lucruri când tu păi de fapt... Păi nu a declarat nimic. Păi nu, mereu spui că eu simt ceva, că eu fac, că eu dreg. Eu barem încerc să arăt. Nu declară, dar doarme cu poza. Eu când mă duc să votez liderul și mă duc și arăt așa, spun vreau să o păstrez în continuare în casă. Înțelegi? Eu cumva îți vreau binele. Și tu votezi Sorin. Da, dar vezi că ea a interpretat oarecum că tu ai dat cam nul, știi? Nu, n-a fost nul. Mereu, asta e motivația mea. Vreau să votez pe Kinga, deoarece îmi doresc să rămân în continuare în casă. Pe cine ai votat? Kinga. Kinga la mea trecută? Nu, mai Nicoleta, cred că l-am așteptat. Da, mă, asta nu înseamnă că trebuie să te voteze tot timpul. Ea, și cu o gală în urmă, înainte, a fost votat el de toate fetele. Doar că adică nu eu... s-a mai înțeles cu Kinga. Și adică eu... Adică dacă fetele m-au votat pe mine toate, ele te votau pe tine. Adică eu, dacă nu fac strategie cu băieții să votăm o fată sau așa, înțelegi? Eu mereu votez ea. Înțelegi? Adică eu mă gândesc mereu la ea să rămână aici. Mulțumesc. Și ea mereu nu. M-ar veni. E vorba că am stat 7 luni și nu am făcut nimic. Dar stai un pic, că nu trebuie să faci ceva forțat, dacă din contră, Kinga, uite, spun sincer, spun acum, dacă aș intra în casă, aș face total diferit. Știu că și eu am aceleași gânduri,
Dar ascultă-mă, dacă tu te apropiai de Radu, la povestea pe care ați avut-o voi, atunci puteai să zici, băi, aiurea ce se întâmplă și cumva ei sunt falși și drag unul de altul. Dar nu trebuie să fii judecată pentru că nu ți-ai făcut o relație. Îți faci o relație atunci când simți să faci o relație. Înțelegi? Și dacă nu ai persoana potrivită, cum să fii? Asta e, cine nu te place să nu te voteze și gata. La urmă, nu o să mor dacă pleci din emisiunea asta, știi? Nimeni nu o să moară care pleacă de aici. Dar nu, nu e vorba de chestia asta în primul rând. Trebuie să ai parcursul tău și când simți tu că e omul potrivit pentru tine să faci o relație, ce o să faci o relație? Că să zic că a trecut atâta timp și nu am făcut absolut nimic. Păi da, dar nu e vina ta. Au fost ația oameni care au făcut chestia asta în emisiune, Kinga. Sunt mulți oameni care nu și-au găsit pereche. Ai răbdare. Aici ai 7 șanse să faci asta. Ai răbdare. Poate să mai plece din băieți, poate să vină al băieți care să-ți placă, dar trebuie să fii și deschisă. Dacă tu vii și ei la mișto și nu ești deschisă, să-i cunoști? Da, vreau, dar pe bune, vorbesc cu unul care nu știe ce vrea. Bă, pe tine te macinești și mult povestea asta cu Radu, că e grea, dar... Nu, nu mai... cum să schimb și lucrurile astea nasoale te învață într-un fel și asta e o experiență de viață, că nu ți s-o percepi așa. Într-adevăr că și ea deja cred că s-o sătura săraca de 7 luni aici și efectiv nu vine nimeni, măcar să aibă chestia, măi, chiar vreau să mă îndrept spre tine sau ce. Stai, că n-are oricum pe Radu aici. Da. Nu știu ce o supără, dar e și stresată, dar toate persoanele care sunt mai mult timp sunt mult mai afectate de chestii de chiar mici. Dar ea ieri după filmări a fost foarte supărată. Dar de ce nu e sinceră cu ea? Ea cu ea? Da. Dar nu are maturitatea necesară, Florin. Nu știu, am discutat ieri cu ea vis-a-vis de ce se întâmplă între ei doi și între ea și Radu și mi-a zis că nu mai are nicio treabă. Ce nu se întâmplă între ei. Nu mai are nicio treabă, nu, adică... Nu, dar nu poate, nu de aia păi plângem. Da, dar după aia Radu îi spune că vai de ce nu m-ai votat și iar treaba se deschide din nou, se începe totul din nou. Trebuie să demonstrezi că nu te joci. Pentru că noi toți o să credem că te joci, cum ai făcut de obicei, știi? Asta trebuie să faci tu. Mă, și toată lumea spune că doar Radu a luptat. Dacă este să vezi în prima zi cine a făcut pe un pas, eu am făcut. Eu am făcut primul pas, eu am făcut toate gesturile și el absolut nimic. Păi, ideea care e? Ați fost amândoi în ecuația asta. Nu e vorba că a luptat unul și unul n-a luptat. Dar n-a fost să fie. Nu ne potrivim, așa e. Atât. N-a fost să fie. Dar ai răbdare. Că timpul le va spăla pe toate și va ajunge, vor veni oameni care poate vor veni chiar pentru tine cu adevărat și vor simți să te cunoască cu adevărat. Și tu la fel, trebuie să simți și tu, că degeaba vin să te cunoască șapte să vorbați, dacă ție nu-ți place niciun. Păi de-aia zic, dacă simțeam că era cineva pentru mine, nu-i luam la mișto. Dar sau nu o făceam... Eu nu văd o presiune pe tine, că tu nu ai, tu nu ai pe nimeni acum în casă. A pus cineva presiunea asta pe tine? Nu, și doar atunci... că, de exemplu, să spunem că mai durează încă o lună de zile emisiunea. Și ce am făcut în 8 luni de zile, ai nu am pe nimeni. Doar mi-am găsit un prieten pe Zore și pe trebuie că am consider frate și atât. Am venit să-mi găsesc un frățior și un prieten, Kinga, nu? Kinga, dar ai încercat să-ți găsești iubirea, nu e vorba că n-ai încercat. Am încercat, dar nu s-a putut. Nu s-a putut, asta e, pe din contră, tu acum trebuie să faci altă chestie ca să nu mai pare așa de fraieră. Încercă să-ți asumi tot ce s-a întâmplat, să spui, da, am încercat cât, 7 luni, cu cine? Cu porosul de Radu și n-a mers. Cameră. Gata.
Îmi dați voie să mă duc și eu până la Kinga să o liniștesc? Să văd ce are? Vrăgeală, vrea la Nicoleta! Nu, la Kinga mă duc. Dar să nu o bagi pe Nicoleta în seamă. Cumva ne-au văzut pe noi doi, pe mine și pe Ionuț, ca sfătuitor. Poate aș ajuta și eu dacă aș fi acolo. Dați voie? Hai, du-te și tu, Emanuel, duceți-vă toți la ea. Du-te cerești tu la ea. Toată lumea la Kinga, vă rog. Duceți-vă toți. Da, duceți-vă toți la Kinga. Eu să par acum un om rău, știi? Păi, tu, zicând aceste cuvinte, obții total inversul, înțelegi? Ce faci, cameră? O să mă duc. Să o consolez pe Kinga. Da sau nu? Nu contează. Sori s-a dus cu cucurile lui.